Constantin Popescu, polițistul care a accidentat-o mortal pe Raisa Nicoleta, a fost audiat de procurori, iar acum a recunoscut că a împins-o cu piciorul pe fetiță să vadă dacă trăiește în urma impactului. Acesta susține că nu i-a oferit micuței primul ajutor pentru că nu cunoștea procedura de resuscitare. Polițistul vinovat a fost audiat în prezența avocatului, dar și în prezența avocatului părinților Raisei. A recunoscut că nu cunoștea procedura de resuscitare, primul ajutor, mai mult decât atât, și informațiile cu privire la condusul defensiv sunt ca în România doar o birocrație, pentru că nici nu a știut să răspundă la întrebarea unde a făcut cursul de conducere defensivă. Pur și simplu, acest curs nu a existat nicăieri, doar în niște scripte, a declarat avocatul Adrian Cuculis. Polițistul a oferit detalii despre modul în care s-a produs tragedia, dar susține că a verificat trecerea de pietoni. Nu a văzut absolut nimic, s-a trezit cu o bubuitură, după care a pus frână. El în continuare merge pe aceeași ipoteză că el a verificat trecerea de pietoni și nu era nimeni acolo, deși în filmări se vede foarte clar că fetițele mergeau încet și abia ulterior au luat-o la fugă. A fost o întrebare adresată de către mine și a spus că era atent, singurul lucru pe care l-a recunoscut și practic lucrurile sunt clare aici, avea viteză excesivă și a recunoscut lucrul acesta. Nu a putut să precizeze cât era viteza. Cert este că în momentul de față, din declarații, reiese clar că au venit colegii lui la fața locului și el spune că totuși acel schimb de geacă, de fapt, nu ar fi fost un schimb de geacă, ci ar fi dat acea geacă ca să-l acopere, să nu-l linșeze acolo, a declarat acesta. Avocatul familiei Raisei a mai declarat că lui Constantin Popescu îi pare rău pentru accidentul pe care l-a provocat. În cele din urmă, se pare că bărbatul a mărturisit că nu se afla în misiune, iar girofarul mașinii era pornit doar pentru a fi observat cu ușurință în trafic. Potrivit declarațiilor, Constantin Popescu susține că nu a văzut că a produs tragedia decât după ce a atras un alt șofer atenția. Era înmărmurit, a dat ture lungi pe hol. Puține cuvinte, declarația a fost scurtă. A rezumat că în ziua respectivă nu se afla în misiune. Girofarul îl avea pornit pentru că voia să se asigure că este vizibil. Astea au fost declarațiile lui și nu în ultimul rând. În momentul producerii accidentului, el spune că pur și simplu nu a văzut nimic, nu și-a dat seama. Nu și-a dat seama că au fost două victime, ci a fost atras atenția de un alt participant la trafic, a mărturisit avocatul Adrian Cuculis.